Defiance, ultima oprire în călătoria noastră prin Nosgoth, jocul care în cele din urmă a pus cap la cap toate ițele poveștii seriei Legacy of Kain și a explicat totul, aproape totul, cât au putut până când au trebuit să lanseze jocul și n-au mai avut timp să îndese chiar tot în el. E o tematică destul de comună pentru seria Legacy of Kain. Niciodată n-au avut timp să bage totul în jocuri. Niciodată. În acest caz, lucruri pe care nu prea le aflați este cum exact Devorador este viu în Bloodomen 2, cum a ajuns Riverul în primul rând în Avernus Cathedral, lucruri pe care chiar aveau de gând să le explice în joc la final și mi se pare că detaliau și exact cum Kain reușește sau măcar încearcă să vindece stâlpii, deși de asta nu sunt în totalitate sigur. Iar în procesul de a face acel final s-au folosit de cam, nu chiar toate, dar aproape toate finalurile alternative ale jocurilor anterioare. Raziel omorându-l pe Kain, Raziel absorbindu-l pe Ariel și cam atâtea, alea care erau văzute în mașina timpului din Soul River. Sunt folosite aici la perfecție. Și nu e doar o chestie că n-au avut timp, dar acel final, cu Kain uitându-se în zare, vorbind despre speranță, acolo termin, pur și simplu. Nu mai are rost să faci mai mult de atât. Este imaginea perfectă. De aceea încep cu ea, fiindcă sunt atât de multe la jocul ăsta care mă enervează. Nu la fel de mult ca Bloodomen 2. În niciun caz la fel de mult ca Bloodomen 2. Dar nici tocmai foarte departe de Bloodomen 2, în termen de gameplay. Ca poveste la dor, începe exact de unde s-a terminat Soul River 2, cu Raziel căzând din nou în lumea spectrală, fiind prea slăbit de încercarea Soul River-ului să-l devoreze, și se află din nou față în față cu The Elder God, parazitul din centrul roții destinului, care intenționează să-l țină prizonier, dar vedeți voi, fiindcă Raziel a murit de două ori, e cam liber să facă ce vrea în termen de destin, așa că acțiunile sale nu sunt tocmai complet previzibile, așa că evadează. Iar în același timp, bine, nu în același timp, ci puțin mai înainte, dar de fapt cu vreo 500 de ani după, Kain încearcă să dea de Raziel. Asta a fost premiera pentru serie. Jucai cu amândoi, Raziel și Kain. Bine, nu amândoi odată, fiindcă de obicei erau separați de câteva secole, dar se mai și întâlneau, iar când se întâlneau, se luau la bătaie. Chiar participai la un boss fight foarte amuzant, la care la un moment îl controlai pe Kain luptându-se cu Raziel, iar apoi pe Raziel bătându-l pe Kain și apoi smulgându-i inima. Se leagă de poveste. Iar și una care explica totul destul de bine și te plimba prin câteva locații interesante, cum ar fi iarăși vila lui Vorador, stâlpii de vreo două ori, vechea cetate a vampirilor, catedrala Avernus, tărâmul în care au fost izgoniți Helden, cetatea Serafanilor și un cimitir al naibii de mare. Avea ocazia să cunoști aceste locații intim, fiindcă jocul are un level design atât de repetitiv încât ai putea să juri că ai trecut prin același loc de 10 ori. În mare parte fiindcă vei trece prin același loc de 10 ori. 5 ori intenționat, fiindcă jocul te va plimba prin același loc de vreo 5 ori și 5 ori accidental, fiindcă arătând cam la fel și din lipsa vreunei hărți sau vreunui mod de navigare, ai tendința să confunzi locațiile între ele. Bine, asta și camera este groaznică. E oribilă, este infectă până la punctul la care cred că merită un premiu pentru cât de groaznică poate fi. E de parcă s-ar fi uitat la Devil May Cry și ar fi spus: hei, pe lângă anumite idei din modul de luptă, hai să copiem și camera, dar să o facem în cel mai enervant mod posibil cu putință. Va schimba brusc unghiurile în cele mai inoportune moduri cu putință, iar perspectiva pe care o păstrează mai mereu este una de așa natură încât pentru 90% din timp o să mergi pe diagonală, chiar și în sărituri.
Nici nu pot să vă spun cât de enervant poate fi să ai o cameră atât de inflexibilă atunci când trebuie să sari pe diagonală într-un mediu care arată de așa natură încât nu prea-ți dai seama ce este în fundal și ce e în fața ta și ce e în spatele tău și ce e sus, ce e jos, ce e deasupra, ce e unde, când ești și contratimp. Așa începând aventura lui Raziel, fiindcă cum altfel să începi un joc decât cu niște sărituri enervante contratimp? Cum altfel să pregătești jucătorul pentru durerea care va urma din cauza camerei decât cu cea mai enervantă parte posibil? Din cauza acestei camere am tot ezitat să mă întorc la acest joc. Ani de zile, fiindcă e insuportabilă pentru mine. Cu un gamepad am descoperit că pot folosi stick-ul stâng pentru a o mai mișca din când în când. Dar pentru că pivotul este pe undeva prin spatele capului meu, nicăieri pe lângă personaj, este o funcție cam inutilă. Și totuși, legat de cameră, au făcut în sfârșit un lucru bun. Atunci când treci în perspectiva first person, fiindcă tot trebuie să faci asta ca să-ți dai seama unde naiba ești, acum te poți roti 360 de grade, nu doar în direcția care se uita personajul tău. Au făcut asta și totuși au implementat acea cameră complet cretină. Ce le trecea prin minte? Probabil s-au gândit, hei, ăsta oricum e ultimul joc. Hai să enervăm până la culme ca să nu-l uite niciodată. Și au reușit. Oh, și cum au reușit. Sărim peste cameră. Ceva ce este apropo imposibil de făcut, au implementat în joc un sistem de luptă mult mai rapid, mult mai clar gândit să fie pentru un joc de acțiune în stil Devil May Cry decât pentru un joc de acțiune-aventură cum a fost până acum. Încă mai are parte de aventură cu numeroase puzzle-uri, unele cam tot implicând blocuri de piatră, altele mai creative și extrem de repetitive când te pun să te învârți în cerc pentru a mia oară ca să deslușești un singur puzzle, ca să poți să treci de o ușă, ca să poți să ajungi la o altă ușă, ca să poți să-ți refaci Riverul pentru a mia oară cu o putere pe care a luat-o deja în Soul Eiver 2. Dar revenind la lupte, jocul folosește o funcție acum de auto-face, nu mai trebuie să apeși tu butonul. Ceea ce simplifică anumite lucruri, dar le mai complică atunci când jocul nu prea știe în cine vrei să dai. Dar nu e o problemă gravă. Chiar ușurează anumite aspecte. Spre exemplu, acum poți folosi telechinezie oricând, și cu Raziel, și cu Kane, și chiar poți, în rolul lui Kane, să arunci inamici de toți pereții. Cu Raziel îi poți doar împinge la început, dar cu Kane îi poți lua de gât și arunca în hău. E ca un Jedi. Nici nu pot să vă spun cât de distractiv poate fi. Bine, ai și o limită de energie, dar e foarte distractiv. Mai poți da în ei cu sabia, Soul Reaver-ul, nu ai absolut nicio altă armă în joc decât Soul Reaver, având acum două atacuri, unul normal și unul care lansează inamicul în aer și dacă ți-ai apăsat pe el, vei sări automat până la el pentru a-l putea jongla puțin în aer, de parcă ai fi Dante sau ceva de genul. Luptele chiar sunt distractive din cauza acestei combinații și a diverselor abilități pe care le poți căpăta cu timpul. Doar că ambele personaje capătă cam aceleași abilități cu timpul, iar luptele devin cam repetitive cu timpul. Adică dacă ai intrat la un moment într-un colț, au fost blocate toate ieșirile și ai fost atacat de vreo 5-6 zombies, să te aștepți ca la fiecare colț din acel nivel să pățești exact același lucru. Și pentru că nu are tocmai cine știe ce profunzime sistemul de luptă, adică toate acele atacuri adiționale pe care le primești sunt cam... Lucrurile au tendința să devină cam prea cunoscute, fiindcă, în esență, te vei lupta iar și iar și iar cu aceiași inamici, care, să zicem că nu sunt tocmai cei mai deștepți făcuți vreodată. Nu că ar fi extrem de proști, dar nici nu sunt cele mai luminate minți de pe planetă. Ceva de înțeles, fiindcă unii sunt undead putreziți. Alții golemi. Vorbind de undead putreziți, acum Raziel intră în lumea celor vii prin cadavre în loc de portaluri. Nu schimbă absolut nimic în termen de gameplay. Afectează doar povestea. O poveste iarăși bună, cu personaje bine folosite, dialog grozav,
o detaliere atât de frumoasă a istoriei lumii duce la o atmosferă iarăși grozavă care e cam tăiată în numeroase locuri din cauza repetiției constante a celuiași decor, adică fiecare altar al vechilor vampiri sau ce erau alea arată exact la fel, toate. E de parcă a juca iar Halo, repetiția devine enervantă, dar are momentele sale plăcute, ceva ce nu pot spune despre Bloodborne 2. Și iarăși, spre deosebire de Bloodborne 2, Defiance este o parte integrală a poveștii, redată în același stil care a făcut seria asta celebră. Motiv pentru care este vital dacă vreți să jucați așa cum trebuie Legacy of Kain. Chiar dacă cel care a implementat acea cameră trebuie încărcat într-un tun și tras în soare. Poate legat de el și tipul care s-a ocupat de detecția colizionilor, fiindcă la multe stărituri aș putea să jur că eram unde trebuie, dar personajul nu s-a prea prins de margini. De fapt, în acel tun ar trebui îndesată și persoana care a crezut că având atât de multe puzzle-uri care implică sărituri ar fi fost o idee bună pentru un astfel de joc, o astfel de cameră și un astfel de control și o astfel de detecție a coliziunilor. Dar din nou, povestea merită, personajele merită, dialogul merită. Și astfel punem punct călătoriei noastre prin Nosgoth, prin seria Legacy of Kain. Ce se întinde pe 5 jocuri, puteau fi 4, câteva dintre ele fiind cele mai bune sau printre cele mai bune jocuri de acțiune-aventură pe care am avut plăcerea de a le juca, chiar termina, nu toate. Găsiți seria mai puțin primul Bloodborne pe Good Old Games și chiar vă încurajez să dați o șansă dacă nu ați făcut asta deja. Are printre cele mai reușite personaje și dialogul cel mai plăcut, cel mai poetic pe care l-am auzit vreodată într-un joc. Și o lume atât de minunat, de întunecată, pierdută, distrusă, dar în același timp frumoasă. Nu ca Brăila, aici e groaznic non-stop.